Peste 2 miliarde de lei vechi costă închirierea târgului de haine vechi din zona Ciocârlău sau Coleusul, așa cum este cunoscut. În schimb, primăria nu încasează într-un an nici cât să acopere cheltuielile pe o lună. Este vorba despre o risipă făcută anual în bugetul local de către municipalitate. În acest moment, primăria municipiului Târgu Jiu plătește pentru platforma pe care funcționează târgul de haine vechi o chirie lunară de 17.850 de lei, în care este inclus TVA-ul, către Sece.com Gorjesa. Târgul funcționează în această locație din anul 2006. În ceea ce privește încasările municipalității în urma taxelor percepute de la comercianți, acestea au fost de 16.140 de lei în 2015 și 17.097 de lei în 2016. Autoritățile vor să facă un proiect de hotărâre de Consiliul Local pentru a cumpăra locul unde are loc târgul de haine vechi. Primăria municipiului Târgu Jiu va supune aprobării Consiliului Local intenția de a participa la licitația organizată de Agenția Națională a Finanțelor Publice Gorj, care scoate la vânzare suprafață de 6.868 de metri pătrați, platformă betonată aparținând societății Sece.com Gorj S.A. În această săptămână urmează ca o comisie să se deplaseze la fața locului pentru a evalua posibilitățile de a achiziționa și alte active pe care AJFP Gorj le va scoate la licitație, urmând ca pentru ședința de Consiliul Local să prezentăm situația exactă, posibilitățile de rectificare a bugetului local cu includerea sumelor pentru achiziție în lista obiectivelor de investiții și propuneri de amenajare a zonei. Spațiul pe care activează acest târg aparține societății Comgorj.